Mâine este ultima zi în care iubitorii de artă sacră pot vizita expoziția Patru semne ale luminii, vernisată la Centrul Cultural Palatele Brâncovenești din Mogoșoaia. Aici au expus lucrările Maria Constantinescu, Andrei Efremov, Dan Minea și Răzvan Zahu, artiști plastici renumiți sub un numitor comun. Lucrările lor pun în dialog tradiția cu modernitatea. Aici sunt doar 26 de lucrări, dar am foarte multe. Le-am realizat de foarte mulți ani, mai ales că am început să pictez de mică, de când eram la bunicul meu la Stoinești Argeș, unde m-am născut. Ferestrele se abureau și eu pictam pe ele îngeri. Pictura pe sticlă a Mariei Constantinescu adoptă un stil original, artista folosind în compoziție două bucăți de sticlă suprapuse. Am descoperit citind că îngerii sunt imateriali. Și ca să-i putem reda, le pictez aureola cu aur și aripile cu argint, dar corpul este aproape transparent. La unii îngeri am lăsat sticla transparentă, deși am desenat chipul și am pus în spate o oglindă, pentru că noi ne putem reflecta. Artistul Dan Minea, prin picturile sale pe pânză, realizează un spectacol de forme și culori. Expoziția sa este alcătuită din zeci de casete alăturate și interschimbabile. Răzvan Zahu expune în galeriile Palatului Mogoșoaia un tablou cu chipul Mântuitorului și două vitralii, unul dintre acestea înfățișându-l pe Sfântul Evanghelist Marcu. Andrei Efremov, în schimb, îl așează în centrul expoziției sale pe Sfântul Gheorghe, la finisarea expoziției Patru semne ale luminii, care va avea loc mâine la ora 17:30. Cei patru artiști plastici vor lansa și un album cu lucrările lor expuse la Centrul Cultural Palatele Brâncovenești din Mogoșoaia.